Bună dimineața! Cam urât azi afară. Ia uita și bate vântul. Și mai mult de atât, eu aseară am primit un mesaj de la un prieten. Apa în toată zona, Năvodari, Corbu, Lumina, este oprită pentru 2 zile. Așa că o să-mi fie destul de greu să gătesc. Nu pot să spăl vase, nu... Na, este destul de complicat. Așa că m-am gândit să facem o mică plimbare. Mergem prin Constanța. Hai să dau mâncare și la pești. Nu o să lungesc mult, pentru că plecăm la drum. Și o să vă arăt locuri care sunt mai puțin cunoscute de turiști. Sau poate le știți, vi le aduc aminte. O să vă îndemn să le vizitați iar. Sunt convins că nu mulți știu o alea secretă care duce la plaja Modern. Nu mulți știu izvorul de la plaja Trei Papuci. Este un izvor cu apă nemaipomenită. O să-mi iau și eu o sticlă să beau acolo. Să-mi iau și acasă. Vedem cazinoul din Constanța, farul genovez, acvariul, piața Ovidiu, moschea regală, portul Tomis, strada Vântului, care este a doua cea mai îngustă stradă din România, după strada Sforii din Brașov, biserica română-catolică, casa cu lei. Na, sunt locuri foarte frumoase în Constanța de vizitat, păcat că nimeni nu le promovează, toată zona este într-un șantier de foarte, foarte mulți ani și o să mai fie. Na, plecăm la drum și nu știu dacă o să le vedem pe toate astăzi. V-am zis, 2 zile nu am apă, dar încercăm mare parte. Poate reușim să le vedem pe toate astăzi. Dacă nu, 2 zile. Și dacă filmez 2 zile, o să vă arăt și muzeul de istorie, muzeul de artă, muzeul marinei. Sunt foarte multe de văzut. Delfinariu. Hai, ne vedem la primul obiectiv turistic. Ziceam mai devreme, toată Constanța este un șantier cu gropi săpate, lăsate așa multe luni. Motivul este că a ei să prindă lucrarea, adică au justificarea că au început ceva, dar nu o să mai termine cu ani. Toată Constanța este un șantier. Avem un primar marinar, comandor, care n-are nicio treabă cu primăria. Cine din Constanța știe. Uite. Bulevard principal. Așa e toată Constanța. Așa e toată Constanța. Se facă muncesc. De fapt, nu se întâmplă nimic. Doar sapă gropi. Am parcat mașina. Toți constanțenii știu această clădire, Casa Căsătoriilor. Și prima dată o să vă arăt o alee secretă care duce către plaja Modern. Nu e chiar așa secretă, dar hai să vă arăt puțin de aici, marea. Mai ales că de acum, după ce am filmat eu, o să filmez eu, nu o să mai fie secretă deloc. Dar poate vă este de folos. Vedeți? Casa Căsătoriilor. Bate vântul. Chiar lângă Casa Căsătoriilor este această clădire foarte, foarte frumoasă, veche, cu aspect de castel,
acum nu știu ce este aici, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Constanța. Interesant. Și chiar în stânga ei, hai crede că intri într-o curte, și aici este alea secretă care duce către plaja modernă. Hai să vă arăt. Oh, ce agitată e marea. Foarte puțini oameni, chiar constanțeni știu de această ale. Cumva e făcută ca la munte, vedeți? Cu ceva șipci bătute în pământ, care arată ca niște scări. Ar fi fost frumos să vă arăt acest loc undeva după 15 mai și 15 iunie. Să vedeți că este multă verdeață și arată mult mai bine. Ce locuri frumoase avem noi în Constanța, dar nu ne ajută mai mari. N-ai cum să pui cât ar fi el de deștept, un marinar, comandor, să administreze un județ, un oraș atât de mare și frumos. Vedeți? Am ajuns pe plajă. Aproape. Asta este alea secretă. Nu mai e secretă de acum. Na, ia uite ce e aici. Macaci. Sunt foarte mulți macaci. După ce v-am arătat area secretă, între ghilimele, care duce către plaja modern, acum să vă arăt și izvorul secret. Bun, pariu că nici constanțenii nu știu de acest izvor. Asta a fost ruptă de vânt. O salcie faină. Facem stânga. Dacă este cineva din Constanța, să-mi zică dacă știe de acest izvor. Sunt convins că nu.
apă, îi zice. Am și un termos. Bună apa. Nu știu dacă are un gust așa mai special cum e cea de la Brașov. Ei, mi se pare că are gust de robinet. Bine, noi în Năvodare avem apa de la un izvor, se numește Cijmea, și mi se pare că are același gust. Nu pot să zic că este ceva care mă impresionează. Dar însetat, este foarte bună, gustoasă. Cineva a făcut aici o mică grădiniță. Am văzut ceva foarte interesant, sper să se audă. Ia uitați, ca să măresc. E un surfer acolo. Îl vedeți? Uite. Mă lasă neacă, că mă duc repede pe el. La noi e ninja. Sincer, nu știu dacă ai toate țigările pe casă să faci așa ceva. În februarie, apa e rece, valuri mari. Ia uite. El se distrează. Vine valul! Vine valul! Fugi, fugi, fugi! Ia uite-l! Ia uite-l, ăsta e ninja. Incredibil. Incredibil, bravo lui. Bravo lui. Se mai duce o tură. Nu e așa că e frumoasă marea și iarna? Eu zic că da. După ce v-am arătat locuri secrete, alei secrete, izvoare secrete, mergem la Casa cu Lei.
Casa cu lei. Pentru mine este o amintire deosebită. La sfârșitul clasei a 8-a, aici am făcut o mică petrecere. Ce să zic, era un salon fain amenajat. Noi dansam pe muzică veche, New Kids on the Block, MC Hammer, Roxette. Abia așteptam să vină un blues, să invită o colegă la dans. Așa arată acum. Un simbol al Constanței este în părăsire, degradare. Na, casa cu lei este realizată în stilul neorenașterii italiene și cu elemente neoclasice. A fost ridicată de armeanul din Constanța, Dicran Emirzian, pentru familia sa. La un moment dat, Dicran Emirzian a decis să închirieze locuința lui Lazar Munteanul, un magistrat pasionat de artă, care făcea parte din celebra familie a Calinderu și care a fost prieten cu mulți pictori români importanți. Acesta și-a expus la parterul casei o impresionantă colecție de artă care putea fi admirată din stradă de către trecători. Această clădire, aflată foarte aproape de malul Mării, v-am zis, toată Constanța e o ruină. Nimic, nimic, nimic nu se face. Peste tot este un șantier, cred că se și aude. Aici este muzeul de istorie. Nu cred că poate fi vizitat. Na, hai să vorbim de casa cu lei. A fost construită după planurile arhitectului român Ion Berindei între 1895 și 1898. Dovadă fiind elementul unificator, prezența necontenită a leilor. Numele clădirii provine de la existența celor patru lei sculptați pe coloanele de susținere ale imobilului. 1, 2, 3, 4. Totul este în degradare. Și s-a copilat la găină. Casa cu lei a devenit după primul război mondial, pentru scurt timp, sediu de bancă, în 1921, iar în casă a locuit Baby Emizian, fiul lui Dicran, până în 1941, când s-a mutat la București. Imobilul a avut mai mulți chiriași, iar în 1950 a fost naționalizat. În 1970, casa cu lei a trecut printr-un proces de restaurare, fiind transformată într-un restaurant celebru la vremea aceea, care a funcționat până în primii ani după Revoluție, până în 1989. Fațada principală spre strada Dianei, asta este strada Dianei, este... este reprezentată prin cele patru coloane. Vedeți? Una, două, trei, patru. De ordin colosal, cu socluri înalte, de piatră, la partea superioară a fiecarei coloane, prin amplasarea câtui leu din piatră, s-a realizat un efect arhitectonic aparte, conferind construcției originalitate, despre care amintim aproape de fiecare dată când este vorba despre această clădire aflată în paragină. Of!
Da. Tot ce înseamnă Constanța, tot ce înseamnă istoria Constanței, este paragină, din păcate. Să vă arăt și din această parte. Aici este portul Constanța. Aici fac șmecherii bani. Și-au uitat complet de istoria Constanței. Vedeți? Hai să plecăm de aici. Aceste pavele sunt puse acum jumătate de an. Dezastru. Na. Hai să mergem acum. Uite. Totul este un șantier, totul este dezastru. Hai să mergem la farul genovez. Centrul vechi al Constanței este o ruină. Totul în Constanța este șantier în lucru și nimeni nu muncește. Hai să mergem la farul genovez. De aici cred că a plecat cel mai slab primar al Constanței. Na. Aici este farul genovez. Ridicat la mijloc de secolul 19, de firma britanică Danube and Black Sea Railway, având ca șef de lucrări un inginer francez de origine armeană pe numele său Artin Aslan, poate spune povestea unei Constanțe fascinante. Epuizată și în egală măsură îmbogățită de zecile de naționalități care au călcat pe țărmul Tomisului. Când otomanii încă nu călcaseră pe pământurile vechiului continent Europa, în secolul al XIII-lea, în antica cetatea Tomisului debarcau galere genovezilor. Această nație italică avea să domine pentru o bună perioadă de vreme bazinul pontului Euxin. Pe la 1300, acești genovezi ridicau din piatră un far ce avea să le poarte pe umeri legenda la Constanța, până în zilele noastre. Funcțional mai bine de jumătate de secol, între 1860 și 1913, până la momentul construirii,
mult mai modernului far Carol I de pe digul portului Constanța, farul genovez, a urmărit atent dezvoltarea celui mai vechi oraș al României. A vegheat peninsula în momentele în care Dobrogea căpăta identitate românească, odată cu integrarea între granițe țării în 1978. Tot aici era și atunci când s-a făcut punte între meleagurile dintre Dunăre, Mare și Țară, la construcția podului de la Cernavodă. Mai mult, acest far poate spune cu exactitate povestea cazinului de pe Faleză, atunci când în nopțile întunecate ale anilor 1909-1910 a luminat construcția proaspetei bijuterii arhitectonice de la Constanța. Uitați! La 3 ani de la inaugurarea acestei clădiri, farul a devenit nefuncțional, lăsându-i cazinoului onoarea de a deveni simbolul celui mai mare port de la Marea Neagră. În 1913, atunci când soldații români au intrat sub arme, în cel de-al doilea război balcanic, la Constanța se preda ștafeta. Prezent la malul Mării Negre, regele Carol I inaugura personal noul far în capătul digului din port. Mai mult performant, farul din Constanța anunța vremuri bune pentru acest oraș. Mai mult, lumina lui era îndreptată către Balcicul, aflat mai la sud, Balcicul bulgăresc, aflat în acel moment, nu știu, în teritoriul românesc. Prevestind intrarea cadilaterului între granițe țării, după terminarea războiului, farul genovez nu avea decât să rămână istorie. Nici constanțenii nu știu aproape nimic despre acest far. Tot aici avem statuia lui Mihai Eminescu. Hai să mergem și spre casino. Cred că este un an de când am făcut un clip aici. Era la început și mi-era rușine să stau cu telefonul, să vorbesc în fața telefonului. Îmi este rușine și acum. Hai să vedem ce s-a schimbat. Casinoul din Constanța este considerat un simbol al orașului. Este o clădire istorică. Se aude un generator. Situată în centrul istoric al orașului, pe faleza din peninsulă, în apropiere de Bulevardul Regina Elisabeta. Se lucrează. Na, cazinoul din Constanța. Au oprit generatorul sau nu? Au fost construite în stilul Art Nouveau, sub influența cosmopolită a cazinoilor epocii, în care motivul principal este un fel de demi-rozasă în formă de scoică. În prezent, vedeți și dumneavoastră, este în renovare. Văzută de departe, această clădire impune respect și eleganță în zona în care se află astăzi. Mai fusese între 1880-1902 o construcție din lemn, o cazină, cum se numea atunci, un loc pentru spectacole de teatru, baluri, loc de recreare pentru turiști. Hai să vedem în ce stadiu este. După cum vedeți, lumea muncește.
Nu muncește nimeni, de fapt. După cum ați văzut. Șanțier în lucru, da. Am început să mă înjure, că altă treabă nu am. Angajați. Nu muncește nimeni. Ai de mine și de mine. Hai să mai vedem. Acel domn nu face nimic. Și o să vă arăt că la un om care muncește sunt cinci care vorbesc. Ia, ia uite. Acolo sunt doi care stau pe bancă. Aici unul care plimbă o găleată goală. Ăla a ridicat un polistiren. E un singur om care muncește și trei care se uită la el. N-am nimica, doamnă. Doamne, ferește, cum să am ceva cu voi. Cred că au mai filmat și alții. Ia. Yeah. Acolo e pasnicul. Pasnicul, ce-o face pasnicul ea? O, uite, l-a luat somnul pe pasnic. Hai, hai să vă mai arăt cum se muncește, ia. Șantier în lucru. Uite, acolo unde stătea unul și se uita, au venit mai mulți. Salut! Au venit mai mulți. Vedeți? Ăștia sunt plătiți cu banii noștri, cu bani foarte mulți. La Pro TV, da. La OTV, da. Dar de ce nu muncește nimeni? Păi toată lumea stă degeaba. Uitați-vă și dumneavoastră în jur. Uitați-vă în jur că nimeni nu muncește. Mă duc, da. Poftim? Ce ai zis? De ce nu am rușine? De ce? Pentru că nu ai voie să mă filmezi de aia. Păi sunt pe domeniul public. Dacă vrei să nu te filmezi, nu ieși din casă. Nu trebuie să ieși din casă. Sunt camere peste tot. Sunt camere peste tot. Oriunde ieși din casă, dacă ai ieși din apartamentul tău, sunt camere. Sunt camere pe casa blocului, sunt camere pe stradă, peste tot sunt camere. Nu am voie. Am înțeles. Ia uite-i. Ia uite-i pe ăștia. Treabă? Am treabă, da. Tu ce treabă ai? Bravo, măcar un om cinstit, bravo. Doamne ajută. În 20 de ani se termină lucrarea. N-am eu treabă, da. Domnul e un comentator foarte, foarte priceput. Și au început să lucreze acum. Dumneavoastră? Da. Vreți să vă vedeți? Da, vreau să mă văd. Se vede doar fundul. Cum? Doar fundul se vede. Înseamnă să nu fii pe invers, ai grijă. Păi nu, dumneavoastră. Ce drept de fotografie ne filmezi? Ia atâta te uiți la fundul. Am vrut să arăt că nu se muncește. La revedere, mulțumesc. De ce? Nu se poate?
cred că atât pentru azi. O să continui și mâine. Sunt multe de arătat despre acest oraș. Lucruri bune, lucruri rele. Ați văzut atitudinea muncitorilor. Aici este acvariul din Constanța. Hai să vedem ce scrie aici. Închis. Veniți la Constanța că nu aveți ce vizita, nu aveți ce vedea. Na, hai, gata. Plec. Ăsta a fost clipul pentru astăzi. Eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere. Nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine cu alte obiective, poate mai frumoase, din orașul Constanța.